Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. Astăzi s-au împlinit 32 de ani de la adoptarea de către primul Parlament al Republicii Moldova, atunci Soviet Suprem, declarația de suveranitate, un document foarte important care ulterior, peste un an, a fost urmată de declarația de independență. Așa s-a constituit statul Republica Moldova. Suveranitatea a devenit un cuvânt important, un obiect de valoare pentru moldoveni, pe care nu întotdeauna au știut cum să-l mânuiască. Pentru a discuta felul în care moldovenii tratează suveranitatea, o apără, am invitat doi cunoscători a acestui subiect. L-am invitat pe domnul Serafim Mureșanu, ex-primar al municipiului Chișinău, dar mai important pentru emisiunea de astăzi este că ați fost membru al primului parlament și chiar prim vice-speaker al Parlamentului, ce-i drept ați venit în Parlament un pic mai târziu. Candidat la președintele Parlamentului am fost. Aha, când s-a dus Moșanu, a fost ales. Asta trebuie să o scrieți cândva, pentru că nu toate aceste detalii se cunosc. Și l-am invitat pe politologul Veceslav Berbeca, care are studii în securitate internațională și vom încerca să vedem și ce înseamnă securitatea astăzi. Dar la început propun să discutăm un pic acel context care a dus la crearea statului nostru, acea declarație care a fost precedată de o paradă a suveranităților în întreaga Uniune Sovietică, încă exista Uniunea Sovietică. Domnul Mureșanu, dumneavoastră ați venit în Parlament, într-un Parlament în care era multă fierbere atunci, era echipa oamenilor, să zic, romantici, idealiști, poeții, jurnaliștii și ei cumva dădeau tonul și erau echipa oamenilor pragmatici, gospodari, așezați. Iată, în ce echipă erați mai mult în acea perioadă și cum era atmosfera atunci când se adoptau aceste documente importante? Deci, am devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova după adoptarea declarației despre suveranitatea Republicii Moldova. Eram în grupul deputaților independenți împreună cu Anatol Țăranu, eram lideri acestui grup și sigur că noi întotdeauna am făcut totul pentru a păstra echilibru. Era foarte tensionată situația și în Parlamentul Republicii Moldova din cauza ambițiilor exagerate a unor forțe de dreapta și, sigur, puternic era șaripa stângă. Și iată, noi ne-am străduit tot timpul să ameliorăm situația și să ajungem la un consens, la o înțelegere. Iată, această declarație de suveranitate, ea a trasat o anumită cale, dar felul cum înțelegeau atunci suveranitatea deputației era mai mult romantic sau era mai mult așa așezat? Eu cred că de la bun început era mai mult romantic, fiindcă suveranitatea fiecare o percepea în interesele lui. Dacă e suveranitate, înseamnă că totul e posibil și libertate maximă. Da, da, da. Dar sigur că declarația de suveranitate a fost acel început și după aceasta a venit distrugerea sau descompunerea fostei Uniuni Sovietice, încercarea de a o menține prin acele referendumuri, pseudo-referendumuri care au fost efectuate în toate fostele Republici Unionale, n-a dat niciun șans. Eu, cu părere de greu, nu prea vrea lumea să perceapă întotdeauna poziția mea, dar eu o spun așa cum este. Noi, din Belovežskaya Pușcă, acei trei lideri ai Rusiei, Belarus și Ucraina, practic celelalte republici unale am fost trădați. Am fost aruncați peste gard. Ei și-au creat atunci Uniunea Slavonilor.
Bun, ei au semnat tratatul de dizolvare. Da, și de dizolvare, da. Și de bucurie. Au sunat chiar noaptea. Au informat deci structurile care i-au îndemnat la acest pas despre... Și atunci, sigur că se vorbea mult despre unele forțe, despre parada suveranităților, despre faptul că, iată, Moldova, dar ce era să facem? Și atunci, acesta a fost primul pas, al doilea pas foarte important, a fost deja la 27 august, declarația, adoptarea declarației despre independența Republicii Moldova. Așa, pe scurt, că vreau să trec și la domnul Birec, cum credeți, care document a fost mai important? Acea declarație de independență? Sau deci, eu cred că declarația de independență este documentul numărul 1, deoarece acolo sunt foarte multe noțiuni și au fost votate cu semnătura fiecărui deputat, cu toate că nu chiar toți au votat. Unii peste noapte s-au mai gândit, au mai venit peste o săptămână, două, dar ăsta e documentul numărul 1, declarația despre independență. Am înțeles. Domnul Berbeca, iată, pregătindu-mă de această emisiune, l-am sunat pe Victor Pușcaș, care a fost unul dintre autorii, pot să zic, declarației de suveranitate, și el la telefon mi-a spus că totuși declarația de suveranitate îi pare lui, s-ar putea să fie chiar mai importantă decât declarația de independență. Într-un fel, nu este de acord cu domnul Urechean. Iată, nu mi-a explicat din ce cauză, dar dumneavoastră cum credeți? De ce o asemenea evaluare? Cred că sunt mai multe argumente care, din perspectiva domnului Pușcașu, anume de ce această declarație de suverenitate este mai importantă decât declarația de independență. Evident, părerile pot fi diferite. Una este, din punctul meu de vedere, că ar fi un act de curaj, totuși, fiindcă în 1990 se declară să adopte un astfel de act însemna ceva. Noi, dacă ne uităm la această declarație peste ea și o citim atent, putem spune că este și un manifest, aș spune eu, de democratizare a Republicii Moldova. Cred că din perspectiva asta foarte mult contează, aș spune, părerea lui despre importanța acestui document. Fiindcă acolo, dacă ne uităm, chiar aș spune că este un fel de concepție de Constituție. Fiindcă se vorbește în final că acest document va duce spre o adoptare unei noi Constituții. Da, și dacă ne uităm atent peste această declarație, vedem că se vorbește despre faptul că poporul este emanația, suverenitatea este emanația poporului, despre un lucru foarte important, care pe atunci probabil era ceva ieșit din comun sau era un lucru neobișnuit pentru cetățenii fostei Uniunii Sovietice, se vorbea despre separarea puterilor în stat, se vorbea despre drepturile omului, despre posibilitatea sau dreptul de privind existența diferitor partide, mișcări politice. Era ceva cred că cel mai important în această declarație era totuși superioritatea dreptului RSSM asupra dreptului unional. Deci legile Uniunii Sovietice trebuiau să fie ratificate de către Parlament pentru că se trecea la o structură confederală. Da, se trecea la o structură confederală, deci această declarație nu însemna ieșirea Republicii Moldova din componența Uniunii Sovietice, dar era un lucru care, cum ați spus dumneavoastră, o trecere, o etapă de tranziție, probabil spre o confederație, așa cum înțelegeau, fiindcă nu s-a discutat atunci despre independența Republicii Moldova, dar din perspectiva asta, cred că putem vorbi despre importanța acestui act. Și, cum am spus, este într-adevăr un act de curaj, pentru că în acea perioadă se declară... Bun, noi acum ne uităm în perspectivă și ne se pare ceva obișnuit. Iată asta am vrut să vă întreb pe domnul Urechean. În acea perioadă simțeați acel risc care, în fond, îi păștea pe deputați pentru aceste acțiuni? Bun, în cazul declarației de suverenitate sau în cazul declarației de independență, care este... Era nevoie de curaj atunci din partea deputaților ca să voteze asemenea documente? Părerea mea este că atunci când s-a votat independența Republicii Moldova, riscul era mult mai mare, deoarece noi dețineam unele informații de la Moscova că cei care au semnat declarația de independență pot fi arestați într-o noapte. Și acest pericol undeva el era se necesita un curaj pentru a face acest pas. Noi am mers la acest lucru,
am semnat declarația de independență și nu vreau să neg lucruri, fiecare cum percepe el declarația de independență sau suveranitate, dar când îți pui semnătura singur și când ai informație despre pericolul, că iată Iazov avea de gând să ne aresteze pe toți semnătarii, era așa discuție, eu nu zic că acesta era deja decis, dar se discuta acest moment. Aș mai vrea să aduc în discuție un moment care este legat de curaj. Unii participanți ai celor evenimente ulterior au spus că, de fapt, nu era nevoie de mare curaj. Republica Moldova a votat, a adoptat acest document în urma Rusiei. Deci la început au fost statele baltice, după asta georgienii, după asta rușii, după asta uzbecii. Deci nu mă refer la declarația de independență, vorbesc despre declarația de suveranitate. După noi au votat ucrainenii, belarușii, kazahii, kirghizii. Deci noi am fost undeva, n-am fost în primele rânduri ca baltici, am fost undeva la mijloc. Iată, domnul Berbeca, cum vi se pare acest gest? Ca privind de acum, din momentul dacă de față. Dacă ne referim la declarația de suveranitate, probabil noi am deputații, politicienii de atunci nu priveau acest lucru ca o separare de fosta Uniune Sovietică. Și asta pe de o parte. Pe de altă parte, era mai mult vorba de o descentralizare de probabil, centru. Da, da. Asta, eu cred că așa percepeam. Asta așa am vrut să spun, fiindcă Uniunea Sovietică deși era o federație declarată, pe lume era un stat foarte centralizat. Această declarație, de fapt, încerca o descentralizare, cum dumneavoastră, într-adevăr, ați remarcat, prin care, într-adevăr, se transferă posibilitatea de a decide soarta la nivel local. Și în cazul ăsta vorbim despre Republica, de fapt nici nu vorbim de Republica Moldova. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Este, da. Deci asta înseamnă că nu era vorba despre încercarea de o mișcare centrifugă. Deci era vorba despre faptul că politicienii sau Republica Sovietică Socialistă Moldovenească își decide soarta proprie, dar asta evident în limitele fostei Uniuni Sovietice. Și când vorbim despre, da, despre declarația de suverenitate, la fel a fost urmată și de cea de independență, tot n-a fost printre primii, tot a fost undeva pe la mijloc. Dacă ne referim la Federația Rusă, eu am adoptat-o pe 12 iunie, dar georgienii și mai degrabă, noi o mică întârziere, dar da, tot ne-am plasat undeva pe la noi mijloc. Noi deja avem probleme la Nistru, dar este semnificativ faptul că declarația de suveranitate a votat-o Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Da, încă nu era parlament. Nu era parlament. Da. După votarea declarației de suveranitate, deci s-a decis că acesta nu este Sovietul Suprem, dar este, de cum partidul s-a dus în istorie, și s-a format Parlamentul Republicii Moldova. Cu membri, da, doar cu aceiași 370 de deputați. Aceiași aleși locali, da. Dar aceasta este o importanță, adică o decizie de o importanță foarte mare. Iată, mai am o întrebare care ține de diverse ipoteze, ce ar fi fost dacă, și aș vrea să vă adresez ambilor. Domnul Rechean, se spune că dacă ne-am fi grăbit, dacă am fi fost mai bătăioși, am fi votat totul mai repede și declarația, în primul rând declarația de suveranitate, am fi mers pe calea Balticelor. Adică Moldova a arătat prin încetineală o șansă de a deveni ca Baltice. Știm că după asta Baltice au aderat la Uniunea Europeană, la început au intrat în NATO, după asta au intrat în Uniunea Europeană. Noi n-am avut asemenea parcurs. Și diversi oameni văd diferit lucrurile. Că noi puteam să mergem ca Baltice, nu puteam. Deci eu vreau să vă spun că în conștiință de cauză eu deja eram președintele Federației Sindicatelor de Moldova, pe atunci era o forță, da, și deputat în Parlament, cunoșteam foarte bine situația din tot perimetrul Republicii Moldova și noi avem o altă situație de fapt decât balticii. Balticii au avut experiența statalității până la anul 40, până la pactul Ribbentrop-Molotov. Noi
experiență de statalitate după 1812 practic nu am avut-o. Și altceva, chiar dacă noi ne-am fi grăbit, puteam să întârziem pentru zeci de ani, fiindcă noi avem raioanele din stânga Nistrului, unde sunt rezerve colosale de amuniții și armata 14 era. În țările baltice nu erau amplasate, deci armata sovietică. Pe 12 martie atunci tot au avut de suferit. Au avut de suferit, dar ei au fost atacați atunci. Da, de armata sovietică. Televiziunea și mai departe, de forțele speciale, dar noi avem factorul ăsta care nu ne dădea voie să facem niște pași mai curajoși, fiindcă acest lucru putea să termine cu totul altfel, cu părere de rău. Da, în acea perioadă, apropo, deputații din Transnistria veneau în Parlament? Sau? Da, veneau. Eu am vrut să spun că ei m-au susținut pe mine, am fost înaintat la funcția de președinte a Parlamentului atunci, Pușcașu, eu și deci Lucinski. Eu am vrut să-mi retrag candidatura, dar cei care m-au înaintat nu mi-au permis. Și atunci era clar că va fi ales Lucinski, a fost ales Lucinski. Dar și aici vreodată, dacă o să discutăm ce a adus la ce că această frântură între deputații din stânga Nistrului și partea aceasta din dreapta Nistrului, totuși, vă promit că vă invit. Lipsa de experiențe a deputaților de dreapta din Republica Moldova a adus, cu părere de rău, într-o oricare măsură, la această situație care o avem. Entuziasmul astăzi și tinerețea, într-un fel. Da, da. Domnul Berbeca, dumneavoastră aveți o părere cu privire la comparația asta cu Baltic? Eu tot sunt de părerea că Republica Moldova nu ar fi avut mare succes dacă declara independență sau declarase de suverenitate mai degrabă decât statele sau împreună cu statele Baltice. Și din punctul meu de vedere sunt mai multe argumente, iarăși, sau mai multe explicații. În primul rând, toate aceste trei state Baltice la care ne referim noi, ele din start, sau hai să spunem și atunci când era pe aproape implozia Uniunii Sovietice, aveau sprijinul statelor occidentale. Deci asta pe de-o parte, adică din punct de vedere geopolitic, ele au fost și eu recunoscut târziu, mult mai târziu. Da. Deci asta este unul. Într-al doilea rând, un aspect. Al doilea aspect la care vreau să mă refer, sau care este foarte important în acest aspect, în această circunstanță, se referă iarăși la conflictul transnistrian. Iată, chiar aceste trei state au încercat să se separe de Uniunea Sovietică și nu au avut probleme de genul pe care le-am avut noi. Deși, de exemplu, dacă ne uităm la Estonia, Estonia avea o componență mult mai importantă a rusolingvilor decât avea Republica Moldova. Adică acolo proporția era de practic jumătate la jumătate cu orașul Narva. Deci au fost, bănuim, niște înțelegeri care le-au ferit pe aceste state de o mișcare separatistă, special mă refer la Estonia, așa cum s-a întâmplat în Republica Moldova. Și deci din punctul ăsta de vedere, cred că nu ne-ar fi salvat. Deci calea Balticilor nu era interzis. Este o nuanță care este foarte importantă. Țările Baltice erau în vecinătate cu Uniunea Europeană. Iar Republica Moldova, vecinii noștri, nici România nu era în Uniunea Europeană, ei debeau. Da. Au venit în 97, pare mi se, în Uniunea Europeană. Nu, mai târziu, în 2007. Ele încă nu erau țările, deci vecinii nu erau membri UE. Cine? Au plecat românii mai târziu, da. Dar, păi eu zic că Republicile Baltice erau în vecinătate cu țările Uniunii Europene. Nu, că nu erau în Europeană. De exemplu, Suedia și Finlanda au derat în 95. Bun, erau mai aproape, da. Dar noi eram aici, în general, statutul, să zicem, a Ucrainei era de neînțeles. Noi, cu conflictul deja declanșat aici, în perimetrul Republicii Moldova, acum situația într-o oricare măsură s-a schimbat. Eu cred că este important să subliniem acest lucru. Și vreau să revin la o idee, da, domnul Aurichian a explicat-o, dar vreau doar să o dezvolt atunci când vorbim despre faptul că aceste trei state au avut experiența statalității. Și ce este interesant anume această legătură dintre independență și suveranitate. Ele și-au pierdut independența, dar sunt anumiți
cercetători care spun că într-un fel și-au păstrat o parte din suveranitate, fiindcă au avut guvern în exil. Americanii da, niciodată n-au recunoscut. Da, adică asta este iarăși un aspect important care le separă sau le diferențiază pe aceste trei state de Republica Moldova, care nu au avut niciodată independență. Am înțeles. Iată un alt subiect, eu un pic l-am atins. Când vorbim de suveranitate, pornind de la acea perioadă de începuturi, se spune foarte... Mulți spun una, dar au în vedere altceva. Iată, unii spun că vor suveranitate, dar au în vedere desprinderea de Rusia. Alții de Uniunea Sovietică. Alții au în vedere, în general, unirea. Unii spun că e vorba de construcția unui stat. Deci, fiecare înțelege în mod diferit această noțiune de suveranitate. Domnul Urcanu, iată, pe parcursul anilor, cum credeți, care din această interpretare câștigă, are câștig de cauză? Eu aș spune că toate acele tendințe care, mă rog, le exprimă un formațiune sau altă, un partid sau altul, eu ved în declarația de suveranitate construcția unui stat suveran. Nu întâmplător, în declarația de suveranitate scrie că suveranul este poporul cu îi aparține puterea de decizie și așa mai departe. Dar este foarte important să constatăm și să analizăm noi toți, s-a folosit suveranul, adică cel care este, a cui aparține decizia în acest stat, de drepturile lui până acum. S-au fost manipulat, speculat și... Bun, acolo e scris așa că suveranul este poporul, dar această suveranitate se manifestă prin reprezentanții organului legislativ, bun, în cazul dat era Sovietul Suprem. Da. Domnul Berbeca, dumneavoastră, cum credeți, care predomină astăzi interpretare? Că este o luptă a interpretărilor. Da, cred că... Trei direcții. Nu, eu aș spune că mai este și a patra, mai este... Deci, este stat suveran, construcția statului, aceea pe care o vedeți dumneavoastră, într-un fel și eu, este ideea de unire. Am creat suveranitatea pentru ca, la un moment dat, să o abandonăm în favoarea unui lucru mai bun. Există ideea de integrare europeană, care tot înseamnă cedarea unei părți de suveranitate. Da, patru, da. Da, și mai spuneam. No, dacă ne uităm la sondajele opinii publice în Republica Moldova, înțelegem că deocamdată sau persistă această prima idee care ați anunțat-o, suverenitatea, construcția statului Republicii Moldova. Asta e, da, deci constatăm acest lucru acum. Este important în acest context de menționat că noi regăsim acest concept al suverenității și în Constituția Republicii Moldova, care a fost adoptată ulterior, care spune că, de fapt, suveranitatea se manifestă nu doar prin reprezentanții săi, dar și direct. Și asta aș vrea să refer, aici mi-a scăpat un lucru, de fapt, aș spune că prima manifestație, sau una dintre cele mai importante manifestații ale suverenității poporului a fost până la declarația, până a fi adoptată această declarație de suverenitate. Ne duce aminte 31 august 1989, când adunarea, când cetățenii fosti Republicii Socialiste Moldovenești au adoptat în piață declarația limbii române ca limbă, da, adică asta tot este o emanație a poporului și putem să-i spunem ca primul fapt important, sau primul pas important. Este că Sovietul Suprem, așa e, a fost o instituție mult mai democratică decât Parlamentul Republicii Moldova. Ceea ce spuneți dumneavoastră, ei au adoptat la 31 august legea despre limba de stat moldovenească și în... Da, mi-a impresia, era Parlament de acolo. Română. Nu, s-a fost 89. Nu, asta e Sovietul Suprem. Iar Parlamentul, când erau agrarienii în mare majoritate la guvernare, eu mai că ce nu plângeam în fața lor. Oameni buni, nu scoateți sintagma asta română, lăsați-o acolo, fiindcă asta va aduce numai prejudicii negative pentru viitor. N-au vrut. Apropo de sintagma asta, aici e o istorie mai lungă. În 2013, Curtea Constituțională a decis că declarația de independență face corp comun cu Constituția și pentru că este document primar,
care a stabilit principiile constituționalității, este mai important decât Constituția. Deci tot aici, ca să fie considerată limba română drept limba română. Iată, fiind la acest capitol, s-a procedat incorrect. Asta știu. Dar asta de ce incorrect? De ce e că dacă este o decizie, trebuie să o decide deci, suveranul. Suveranul nu s-a folosit de drepturile lui niciodată în Republica Moldova, n-a fost niciun referendum petrecut, organizat la o chestiune sau alta. Și dacă această hotărâre o lua suveranul, era veșnic. Sunt de acord. Dar dacă, 100% dar sunt de acord cu dumneavoastră. Curtea Constituțională aici. Da, deci Curtea Constituțională de nu prescrie nimic în... Bun, are un capitol, dar acolo nu scrie că trebuie să ia asemenea decizie. Însă, totuși, astăzi avem o situație că declarația de independență este egală cu Constituția. Și atunci vreau să-l întreb pe domnul Berbeca, dar ce să nu iei o decizie atunci că și declarația de suverenitate să fie egală cu Constituția, de vreme ce în declarația de suverenitate sunt practic toate principiile constituționale? Acum deja intrăm pe alt domeniu, adică domeniul constituțional, unde e greu să mă refer. Dacă ne referim la, facem o referire la Constituție, sau nu, la declarația de independență și la limba română, atunci este una, fiindcă în declarația de suverenitate nu există nicio referire la limba română. Și de asta, nu știu dacă am putea să... Păi da, dar ei au avut interes să folosească ceea ce exista în... declarația de independență nu este. Nu, de independență este, dar de suveranitate nu. În cazul dat nu este și atunci n-a fost folosită asta, cred că este explicația. Deși cred că dacă era folosită, putea fi folosită și aceasta. Pentru mine e o întrebare, de ce declarația de suverenitate nu este inclusă dacă tot ai inclus declarația de... Deci dacă ne referim la limba română și declarăm limba română limba de stat, atunci totul pornește de la declarația de independență. Declarația de suveranitate, eu îmi cer scuze, a fost umbrită de declarația despre independență statului Republica Moldova. Fiindcă la acest capitol s-a vorbit foarte mult și greutatea specifică este mult mai... Mai, declarația de independență... Eu sunt de acord, deci este mai grea declarația de independență, dar dacă vorbim despre documentele fondatoare ale statului Republica Moldova, sunt două documente, trebuie să spunem cel puțin și nu unul, și noi sărbătorim și 27 august, dar noi sărbătorim și am observat că pe parcursul anilor și 23 iunie, deci poate Curtea Constituțională... Evoluția se începe de la declarația despre suverenitatea Republicii Moldova. Da, da. Aici începem. Și pentru că mai avem câteva minute, aș vrea să vă întreb așa pe scurt, cum credeți, cât de puternică este echipa suveraniștilor astăzi în Republica Moldova? Așa, mare, mică, nu un răspuns desfășurat. Domnul Rehan. Eu cred că, cu părere de rău, declarația de suveranitate a Republicii Moldova în acești 30 de ani, să dea Dumnezeu eu să greșesc, a fost umbrită și nu este în vizorul cetățenilor, în atenția cetățenilor. Și sigur că ignorarea suveranului aduce și la slăbirea clasei politice și la acele coliziuni care le avem, iată, în formarea guvernelor și așa mai departe. Dacă guvernanții ar apela mai des la suveran, ca prin referendum să se hotărească unele, să zicem, probleme cheie în stat, ar fi mult mai stabilă și puterea în stat. Dar așa, iată, guvernăm, să mă iertați, vă rog, în regim de urgență. Cum ignoră suveranul populația, vom vorbi în a doua parte a emisiunii. Acum luăm o pauză de publicitate și revenim. Am revenit din pauza de publicitate. Domnul Berbeca, aș vrea să vă rog și pe dumneavoastră să faceți o evaluare succintă. Cât de mulți suveraniști avem în Republica Moldova? Cred că marea parte a cetățenilor Republicii Moldova sunt suveraniști. Iarăși o să mă refer la sondajele opiniei publice, fiindcă dacă noi punem semn de egalitate între suveranitate și independență,
Sovietatea Națională și Independență, atunci o să vedem că mare majoritate, circa 70 ceva la sută, deci depinde iarăși de context, depinde de situație, sunt pentru ca Republica Moldova să-și păstreze independența, în cazul dat vorbim suverenitate, deci marea parte sunt suveraniști, spunem, din punctul ăsta de vedere. Asta cred că se manifestă și prin componența partidelor politice în Parlamentul Republicii Moldova. Este pentru prima dată, cred că, nu știu, de la independență încoace, că niciun partid unionist nu a trecut pragul electoral. Asta nu înseamnă că nu există, încă o dată mai spun, asta nu înseamnă că nu există cetățenii Republicii Moldova care ar dori unirea, deși ei sunt, sondaje arată circa 30, dar deocamdată, cred că nu știu, este un mare mister. Da, este un mare mister. Unde sunt unioniști? Unde sunt unioniști, într-adevăr. Asta deja cred că este subiectul unei alte teme, dar deci revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că marea majoritate sunt pentru sau sunt suveraniști. Probabil lucrurile să se schimbe cu ulterior și asta și vedem că s-au schimbat puțin, fiindcă numărul celor care sunt pentru lichidarea statului Republicii Moldova, sau hai, nu zicem lichidarea, dar pentru unirea Republicii Moldova cu România a crescut în ultimii ani, dar oricum suveraniștii domină. Bun, să rămânem un pic în perimetrul acestei discuții. Domnul Recheanu, totuși, suverenitatea nu este un sac cu ceva pe care îl ții ascuns undeva într-un depozit. Ea este o cantitate fluctuantă. Se mărește, scade și la noi în societate sunt discuții. Avem astăzi mai multă suveranitate decât în anii 90 sau mai puțină și foarte multă lume e nelămurită de faptul câtă suveranitate avem, creștem sau descreștem. În fapt, putem vorbi despre progresul statului. Răspunzând la această întrebare, poate banală, avem mai multă suveranitate decât anii 90? Cum ați răspunde? La ziua de astăzi această chestiune rămâne, sau această întrebare rămâne destul de sub semnul întrebării. Fiindcă noi, cu regret, suveranitate la nivel de declarație avem, dar la nivel practic suntem foarte dependenți de alte chestiuni, începând de economic, surse energetice și așa mai departe. Dacă să ne uităm la cei care, să zicem, s-a vorbit despre unioniști, este un lucru cert și noi trebuie să foarte toleranți fim și de unii și de alții, dar să nu transformăm într-un măcel cei care sunt pentru integrarea europeană, sunt cei care, să zicem, pentru unirea cu România, cei care sunt cu alte forțe, fiindcă trebuie să supraviețuim și în 30 de ani nu s-au creat condiții reale. Dacă nu s-a construit măcar un pod pe prut, dacă nu s-a construit o linie electrică în 30 de ani. O linie electrică, dragă, nu s-a construit. Dacă toate celelalte chestiuni încă nu sunt rezolvate, adică n-a fost un interes. Și eu eram într-un dialog cu conducerea României, n-aș vrea să spun familiile pe atunci, care îmi spunea că, domnul Recheanu, nici voi nu ne trebuiți nouă, nici noi nu vă trebuim vouă. Atunci când am întrebat de cine ați recunoscut de factorii de decizie, de cine ați recunoscut noaptea în ziua când noi am votat independența, deci de cine nu vă știe pe voi, pe moldoveni, dar dacă voi votați în ziua ce e unirea cu România, noi nici nu putem să vă primim, dar nici nu putem să vă refuzăm. Și ne-ați fi pus într-o situație foarte dificilă. De ce noi am hotărât așa cum am hotărât. Și iată, ca în context. Și m-a luat creionul, nu spun familia, dar era factorul numărul unu de decizie. Și spune că 4 milioane jumătate moldoveni, 4 milioane jumătate transilvane, romi 4. Și uite, hai și-o faci suma și noi românii rămânem în minoritate. Și mai departe, voi veniți moldovenii în România. Ce vreți voi prima? Eu m-am gândit, zic, probabil Moldova mare. Oh, ai văzut? Și zice că nu întâmplător prietenul tău, Semirad,
care a format atunci Partidul Moldovenilor. Ți l-am dus tocmai la Havana. Și a stat acolo o 5 ani la Havana. Adică e un lucru discutabil și nu vreau ca cineva să facă niște concluzii de ceea ce am spus eu, dar aceasta a avut loc. Da, bun, e o temă într-un fel veșnică a politicii moldovenești, unionismul, dar mie mi se pare că nu este, pentru moment, nu este cea mai gravă în legătură cu discutarea subiectului suveranității, pentru că suveranitatea nu este absolută, întotdeauna dai ceva ca să obții în schimb și, de exemplu, procesul de integrare europeană, el tot presupune cedare de suveranitate, o pierdere sau dumneavoastră poate domnul Berbec ați spune transfer de suveranitate, deși terminul de transfer se referă la statele membre, nu la statele candidate, pentru că noi dăm suveranitate, dar nu obținem nimic în schimb. E o poate dependență parțială la toate. Da, eu când vorbeam de transfer, mă refeream de suveranitate, mă refeream la statele membre ale Uniunii Europene. În cazul Republicii Moldova, vedeți, este o, dacă îi spuneți dumneavoastră, o cedare, da? Este oricum una binevolă, fiindcă Republica Moldova vrea să fie parte a Uniunii Europene. Asta e una. Într-a doua rând, iarăși dacă vorbim despre suveranitate. Deci Constituția Republicii Moldova spune că suveranitatea este emanația poporului care se produce direct sau indirect. Deci în momentul în care marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova a votat pentru un partid pro-european, deci asta este și o emanație a suveranității Republicii Moldova. Deci ei sunt de acord că Republica Moldova să cedeze o parte din suveranitatea lor în procesul de integrare europeană, care evident este complicat, care înseamnă lucruri complexe, dar în același timp, deci insist asupra ideii, Republica Moldova își dorește să fie membra UE, Uniunea Europeană ne trage pe noi cu deasela Uniunea Europeană și are nerăbdare ca noi să fim membri Uniunii Europene. Și în cazul dat, evident, procesul este de așa natură, fiindcă există, ca să fii membru Uniunii Europene, există anumite rigori care trebuie să le să corespundă acestor rigori. În momentul în care nu ești gata, evident că nu poți fi membru UE. Pentru că ca să fii aproape de a adera la UE, trebuie să îndeplinești anumite condiții. Și aici, într-un fel, deja vorbim despre acest. E drept ceea ce spuneți, dar doar parțial. Noi vedem că foarte multe conflicte în interiorul Uniunii Europene și pe noi ele ne interesează, pentru că și noi ne uităm spre Uniunea Europeană, iată, poate devenim astăzi candidat, stat candidat. Deci foarte multe țări au conflicte cu Bruxelles tocmai din cauza că își apără suveranitatea. Deci întrebarea mea este, poți să fii suveranist în Republica Moldova și în același timp un înflăcărat adept al integrării europene, care presupune totuși, da, binevolă, da, așa, minoră poate, dar cedare de suveranitate. Da, eu înțeleg și întrebarea dumneavoastră, dar asta este, deci a fost întotdeauna la nivel de UE o astfel de abordare, fiindcă Uniunea Europeană, așa cum s-a dezvoltat ea de la primele comunități din 51 când au fost create, până în felul cum noi cunoaștem azi, este într-o evoluție totală, adică s-a schimbat foarte mult și inițial era procesul de adoptare a deciziilor era interguvernamental, după care el foarte mult a evoluat și acum se pune accentul pe alte aspecte. Da, dumneavoastră alte răspundeți ca la facultate, dar eu totuși rămân convins că nu poți să fii un statalist convins dacă ești un adept al integrării europene în flăcăra. Deci un statalist convins are anumite rezerve față de procesul de integrare europeană. Și le găsește. Dar revenim la integrarea europeană, dar este și o altă modalitate de a pierde suveranitatea și sunt convins, domnul Urechean, că o cunoașteți pentru că ați practicat politica și ați văzut cum se fac lucrurile în politica moldovenească. Există așa noțiuni de guvernare externă sau, se spune încă, deep state, așa într-o formulă mai secretoasă, adică există niște forțe în afară care își trimit reprezentanți în societatea civilă, în structurile speciale, business-ul, capitalurile, ele vin în țările noastre și își impun acolo controlul pe căi vizibile, democratice, deci nu fac nimic în fond rău, dar ocupă instituțiile statului, le colonizează și practic se exercită un control politic asupra statului și asta este o pierdere de suveranitate. Ați putea cumva da o apreciere situației de Republica Moldova la acest capitol? Sigur, într-o oricare măsură, da, fiindcă acele datorii care le avem noi externe
ne fac interdependenți de cei care dumneavoastră vorbiți. Și la un anumit moment, că noi nu, dacă nu de Doamne, nu vom avea posibilitate să rambursăm cei ce ne-au împrumutat, să întoarcem acele datorii, încet cu încet noi o să pierdem din suveranitate și eu nu exclud că cum evoluționează astăzi situația în Republica Moldova, mai ales în domeniul economiei, noi putem ajunge la o guvernare externă, la o dirijare externă, cu toate că și acum moldovenii în Republica Moldova simt foarte bine că această mână deja se implementează la noi și conduce cu structurile guvernamentale. Vedeți cine astăzi este numit în funcție de conducători ai statului, cine studenți, sunt... Foștii studenți de la Harvard. În Ucraina a fost mai rău. Erau numiți chiar cetățeni ai statelor străine. Noi încă n-am ajuns la faza asta. Nu, încă n-am ajuns. Dumneavoastră v-ați exprimat corect. Da, să sperăm că nu o să ajungem. Sau poate, domnul Berbeca, nu vedeți un mare pericol. În general, credeți în existența unei guvernări externe sau considerați ceva conspirologic? Eu cred că asta e o conspirologie. E parte de conspirologie care nu i-aș da mare valoare și mare atenție. Și iarăși o să revin la ideea din Constituție, că suveranitatea națională este emanația poporului. Noi, Republica Moldova, dacă ne uităm la istoria parlamentară, o să vedem că practica la fiecare alegeri parlamentare am schimbat guvernarea. Adică asta înseamnă că dacă prin anii 90 s-ar fi instalat aici un guvern din afară sau niște reprezentanți unui guvern afară, deci independent de cum s-ar fi schimbat situația în Parlament, erau să fie conducători în afară. Lucrurile sunt total diferite. Nu sunt așa și cred că noi suntem printre puținele state din fosta Uniunii Sovietice care putem să ne bucurăm de felul că am avut această alternanță la guvernare cu diferite partide neplăcute, nu neplăcut, dar cetățeanul și-a spus punctul de vedere. Okay, nu neplăcut, am dat afară, vin alții, nu neplăcut, iar afară, vin alții care poate se pot manifesta și asta deja depinde, evident. Dar eu vreau să spun că de fiecare dată cetățeanul și-a folosit dreptul său, suveran, de a schimba partidele politice atunci când nu au corespuns intereselor lor. Și aici vine întrebarea și cumva comentariul domnului Orechean, pentru că da, populația, poporul suveran își exprimă punctul de vedere, dar uneori asta mi se pare insuficient, pentru că deși poporul își exprimă punctul de vedere, noi vedem, de exemplu, că nu arăt cu degetul, dar fac o aluzie foarte clară, consilierul președintelui țării este un cetățean al altui stat. Și de multe ori în președinție se implementează proiecte despre care noi nu cunoaștem mare lucru. Iată, de ce, domnul Urchean, poporul care este suveran, de multe ori nu e în stare să controleze toate aceste lucruri? Nu, noi moldovenii de obicei suntem cam, hai las altcineva să facă, hai putem face mâine, da, mai vedem ce se întâmplă. Și iată, noi am vorbit de țările baltice. Țările baltice, dacă ai venit în fața oamenilor cu un program și te-ai compromis, nu ai îndeplinit promisiunile, mai mult nu te mai votează nimeni. La noi îți pun spaghete pe urechi de care vrei și de care nu vrei și a doua zi iarăși se votează. Deci sigur că suveranul trebuie să fie mai principial, să se ceară de la guvernare, de la conducerea statului, un respect mai înalt, dar nu după alegeri întotdeauna. Toți au uitat ce au spus în cadrul alegerilor, nu mai raportează suveranului ce au îndeplinit și n-au îndeplinit și mergem înainte. Deci fraza avem guvernanții pe care îi merităm este una valabilă. Pe care îi merităm și mai ales iată cel mai elocuvent fapt este ignorarea suveranului, guvernarea în regimul ăsta de urgență. S-au aranjat pățane, da. Nu rău, și vorbesc la televiziune, toarnă verzi și uscate. Da. Unii suntem să ia decizii, alții suntem și spună poziția,
al treilea nu-l mai oprești ceea ce vorbești și așa mai departe. Da, chestiunea cu prelungirea situației de urgență prin reducerea la tăcerea Parlamentului, într-un fel, poate fi catalogată ca un fel de abuz în ceea ce privește o lovitură dată suveranității. Suveranul, astăzi, este batjocorit din cap până în picioare. Când era motorina 13 lei sau cât, vorbesc despre complexul agroindustrial, care de fapt este numărul 1 în țară. Era cu tractoarele pe scările Parlamentului, acum iată e 33 și tot stac. Nu tac, iată poate vorbim. Și dacă de acești 33 de lei 12 se duc în buzunarul celor care hărțuiesc astăzi suveranul, pe eu îmi pun întrebarea. Băi, ce de declarație nu de independență. Suveranitate am adoptat noi în 90. Suveranul nu se folosește de drepturile sale. Pe suveran, guvernările nici nu vor să-i audă și nici nu-i ascultă. Domnul Verbeca, sunteți de acord? Nu, evident că nu sunt de acord. Slavă Domnului! Suveranul, de cât l-am văzut de mult în piața Parodei Naționale, dar au protestat agricultorii la care dumneavoastră vă referiți. Adică sunt diferite aspecte sub care poate să se manifeste nu suveranul. Nu uitați că în regim de urgență nu ai dreptul la manifestații publice. Da, dar le-au făcut-o. Deci, fără probleme, cât acum. Nu era scena, dar au făcut-o. Adică s-a ordinat. Tot, domnul Rican, când ați fost primar, ați avut așa situații când nu se făcea protestul de cauza că unii scene care nu era în regulă sau... Nu vreau să zic că au fost diferite situații. Da, țin minte că au protestat. Iată, de pildă, dacă tarile nu-mi dădea voie să pun focurile de artificiu pe clădirea guvernului, eu nu-i dădeam voie să facă manifestații în Piața Mare a Naționale ca primar general. Și nu făcea. Nu făcea, dar cum, dacă nu-i dădeam voie? Unul era, da? Da. Da. Bun. Iată această idee de a ceda suveranitatea. Totuși trebuie probabil să înțelegem că suveranitatea este un bun valoros, dar uneori ești nevoit și să-l mai cedezi, să ai și mai puțină suveranitate. Iată, în ce situații credeți dumneavoastră că s-ar merita să facem asemenea cederi și dacă ele sunt justificate în general? Pentru că moldovenii cred că suveranitatea este, mereu trebuie să iei mai multă. Iată, iar așa am să revin la exemplu cu Uniunea Europeană. Deci, din punctul meu de vedere, se merită ca să cedezi o parte sau acum cedem, devenim partea UE, nu știu când o să fie, știi câți ani, o să facem un transfer de suveranitate, dar în cazul dat mi se pare perfect logic ca Republica Moldova sau cetățenii acestui stat să fie de acord cu transferul unei părți a suveranității lor către Uniunea Europeană, fiindcă place cuiva, altor parte să nu-l placă, mie îmi place, deci sunt un eurofil. Eurooptimist. Eurooptimist, dar din punctul ăsta de vedere, cred că Republica Moldova trebuie să vină partea Uniunii Europene și nu văd nicio problemă dacă o parte din suverenitatea se transferă. Oricum, la nivel de UE există domenii unde este principiul acesta unanimității, unde, deci, dacă să nu zici, vorbesc chiar și ca la facultate, deci, înseamnă că nu pot fi adoptate decizii fără... Deci este nevoie de un consens. Dacă cineva este împotrivă, atunci decizia nu este adoptată. Deși... Ei vor să renunțe. Deși acum înțeleg că se renunță dacă clubul acesta sau numărul statelor membri ale UE va crește, dar asta iarăși va crește, probabil se va renunța. Dar sunt doar câteva domenii. Asta e vorba de fiscală, politică externă, probabil din punctul de vedere așa. Și Marea Britanie din Uniunea Europeană ca să nu se simtă ca să nu cedeze sau să nu fie nevoită sau era nevoită, da, ca să-și transfere parte din suverenitatea ei către această structură. Deci, din punctul meu de vedere, dacă vorbim de apropierea și aderarea Republicii Moldova la UE, eu nu văd o problemă cedarea. Dar dumneavoastră, domnul Ricanu, în ceea ce privește bine integrarea europeană, pentru că e și altă întrebare. Nici nu pun la îndoială că suntem pentru integrarea europeană. Dar am și eu o întrebare. Bine, dragii mei, dar cine a consultat suveranul? Au ieșit cei trei conducători ai statului cu scrisorile cele și au
arătat că au făcut mare treabă, au scris scrisoarea de aderare. Cu toate că aderarea aceasta la Uniunea Europeană, o să vedem azi mâine, deoarece e vorba de candidat, încă, mă rog. Da, ne dau statutul cuva de candidat în candidat. Cu restanțe, adică îi se îmble la repetent, să mai îmble un an de zile, să mai cauți. Dar iată, pentru un exercițiu, cedare de suveranitate. Se propunea prin anii 90-91, rușii propuneau ca pentru Colbasna, pentru baza aceea militară care iau, să ne plătească, pare că 110 milioane de dolari pe an, să semnăm un acord pe 20 de ani, pare mi se, asta ce ar fi fost? Cedare de suveranitate sau prezența acestei situații din raioanele din stânga Nistrului, ce era mai bun? Dacă îi băgăm, să zicem așa, în cadru legal și încă aveam venit 100 și ceva de milioane de dolari, ori îi avem ilegal în teritoriul Republicii Moldova și clar că noi singuri niciodată și pe alte căi decât prin dialog, prin spectrul diplomatic, noi nu scăpăm de ei. Asta este tot o întrebare. Cedăm suveranitatea într-o parte sau dacă ești de acord să cedezi suveranitatea, evaluezi toate posibilitățile și vezi, poate e mai bine să o cedezi în cealaltă parte. Dumneavoastră, domnul Urechianu, noi cunoașteți, sunteți om pragmatic, gospodar, cum ați spus, adică ați condus în baza acestor principii, dar în Republica Moldova sunt mulți alți oameni care văd lucrurile diferit. Domnul Berbeca, o asemenea opțiune, reglementarea conflictului transnistrian în baza unei cedări de suveranitate. Cum, pe un termen. Dumneavoastră vă referiți la Colbasna, eu vorbesc în general, o soluție, unde erau diverse soluții cu federalizarea, cu în cadrul legii Republicii Moldova. Nu, Republica Moldova este stat neutru prin Constituție. Deci asta înseamnă că pe teritoriul său nu pot fi amplasate forțe militare ale altui stat. Că din start nu putem vorbi despre această perspectivă. Și cred că cea mai bună soluție pentru Republica Moldova în cazul dat este ca să-și retragă armamentul, deci soldații Federația Rusă și atunci lucrurile probabil le discutăm din altă perspectivă. Nu știu dacă noi am putea să vorbim despre cederea suveranității în contextul în care pe teritoriul Republicii Moldova se află forțele străine ale unui militar, mă refer, ale altui stat. Deci asta e, nu știu, asta nici nu știu, pot să spun că cedarea asta este o încălcare a dreptului statului tău și nu putem vorbi despre cedare binevolă în cazul dat. Da, bine, dacă suntem atât de suverani, înseamnă că noi trebuie să ne apărăm integritatea statului. Da, noi încercăm să ne apărăm. Înseamnă că atunci când... Atunci am atacat, ne-au atacat pe noi și știți cine ne-a atacat. Da, dar ne-am apărat. Nu, la figural vorbind, da. Dar avem 300 ceva de e regretabil ce s-a întâmplat, dar dacă se găsea, eu vă spun din moment că eu am fost și membru Comisiei pentru Reglementarea Conflictului Transnistrian, împreună cu domnul Anatol. Deci, dacă se găsea o reglementare a prezenței, să zicem, pe o perioadă oricare a străinilor în perimetrul Moldovei, nu putea să nu aibă loc ceea ce s-a întâmplat ulterior. Adică formarea acestui anclav transnistrian. Adică pragmatismul de atunci și suveranitatea, cu părere de rău. Eu pot să vin cu o altă poziție. Așa au fost pragmatici ucrainieni și, pe urmă, au rămas fără Crimeea. Păi ei nu au fost pragmatici, ei din contra, la un moment dat au pus cumpări. S-au înțeles cu Federația Rusă ca să rămână în Sevastopol, baza militară, dar asta nu i-a salvat nici într-un fel. Discuțiile nu se poate de comparat una cu alta. Eu cred că s-a discutat despre... Nu, eu altceva am vrut să spun, că în principiu, dacă tu accepti, totuși, nu ești un suveranist convins și accepti că în anumite condiții poți să cedezi un pic de suveranitate pentru a obține niște avantaje de alt tip, atunci
Nu contează foarte mult în ce direcție faci cedarea. Tu deja ești pregătit să cedezi, să concesionezi o parte din suverenitate pentru a câștiga altceva. Conceptual de acord cu așa ceva, da, dar deja dacă întrebăm... Da. În detaliu. Și sunt adepții, sigur, cu da. Occidentul, sunt adepții cu da. Rusia și aici o parte sunt de acord să cedeze în raport cu Rusia, alții sunt, dar sunt pragmatici care sunt de acord să cedeze un pic, de fiecare cât parte. Mai puțin, dar în schimb de să obțin atunci cât mai mult. Când i-am fi avut în cadrul legal, era una și cei că ei sunt ilegal acolo, este alta. Da. Mai avem 3 minute. Eu aș vrea, bun, în aceste 3 minute, recent președintele Kazahstanului Tokayev a făcut o declarație interesantă, știți, că a stârnit multe rumoare. El a spus în felul următor că există două principii. Principiul suveranității, și noi discuția asta o cunoaștem foarte bine, și principiul autodeterminării. Și Kazahstanul, care este membru, apropo, toate structurile, a Consiliului de Securitate, a unor ACSI, deci este în structuri controlate de Rusia, au spus că noi nu putem accepta anumite republici, așa numite republici, pentru că noi suntem adepții convinși ai principiului suverenității statelor și nu acceptăm principiul autodeterminării. Iată, Republica Moldova, cum vedeți, în această discuție, mare discuție care se poartă astăzi pe plan mondial, unde se află astăzi? Pentru că și noi am încercat să facem anumite manevre în anumite situații, domnul Berbeca. Dacă ne aflăm de partea cui? Deci eu cred că noi suntem de partea, suntem de acord cu ce a spus Tokayev. Noi nu recunoaștem, nu recunoaștem, dar suntem de partea celălalt principiu, care într-un fel este să bate principiul autodeterminării națiunilor. De fapt, acest principiu autodeterminării națiunilor mai mult s-a folosit la și a fost utilizat, când vorbim despre autodeterminare, atunci când au avut loc mișcările de liberare colonială. Deci, în cazul dat, nu știu dacă el, cred că este obsolit de subiect. Noi suntem de partea lui Tokayev, dar în anumite situații noi totuși înmuiem mesajul politic pentru a pentru a face aceste manevre despre care am spus. Noi n-am impus sancțiuni, n-am făcut. Bun, nici Kazahstanul n-a impus sancțiuni, dar când e vorba despre principiul integrității teritoriale, deci... Da, domnul Rican, aș vrea să vă rog o concluzie de final și mai ales că ați cunoașteți bine aceasta. Deci, eu cred că societatea moldovenească, suveranul care este stăpân acestei țări, ar trebui să se trezească, are toate drepturile care au fost, deci, stipulate în această declarație. Sigur că aș vrea să le aduc tuturor cetățenilor cele mai sincere felicitări cu această sărbătoare, care de fapt a fost startul fondării, declarării Republicii Moldova ca stat independent, stat care își construiește soarta sa și sigur că cred că dacă va da Dumnezeu să ajungem când vom deveni membri acestei Uniuni Europene unde se vrea poporul, vom trăi și vom vedea. Da, eu vă mulțumesc, domnul Rucheanu, mulțumesc și telespectatorilor. Dezbaterea despre suverenitate va continua, ea este deschisă, dar noi suntem nevoiți să încheiem această emisiune aici și să ne întâlnim altă dată. La revedere!